Bună ziua, prieteni! Astăzi vorbim despre Andrei Novak și vinul produs de el. Încă suntem în zilele însorite, respectiv, încă putem să ne bucurăm de vinurile albe. Astăzi vorbim de vinurile albe maturate. Un vin din amestec din trei soiuri, Chardonnay, Riesling și Alb de Oniscani. Mai mult ca atât, vinul este din anul 2018. Și atunci, respectiv, fiind în anul 2023, acest vin deja are o maturitate de 5 ani. Oare se pot păstra vinurile albe 5 ani? Cu siguranță, astăzi vom degusta și vom vedea. Vinul are o culoare galben-aurie cu reflexii strălucitoare, iar ceea ce denotă faptul că acest vin fie că are o vârstă mai matură, da? Așa cum am spus, 5 ani, fie că a fost ținut la butoi. În aromă îi găsim fructele supracoapte, merele galben, pară, nuanțele de fân cosit, ierboase, și nuanțe plăcute de caramelă. Totuși această culoare este mai mult, este o culoare foarte plăcută, foarte frumoasă, totuși această culoare este mai mult de la butoi. Un gust plin, un gust bogat, un gust care îți dă o nuanță de echilibru. Nu avem o aciditate prea mare, nu avem o amărăciune prea mare. Apropo, este 13% alcool. Și acest vin are un potențial destul de bun de maturare și aș spune că nu este la o bătrânețe sau ceva care l-ar face iarăși mai puțin să se păstreze. Deci acest vin are o rezervă de 3-5 ani cel puțin încă. Atrageți atenția la cristalele care sunt pe dop. Anume, aceste cristale ne dau de înțeles că acest vin are ceva ani. Aceste cristale putem găsi în vinurile care au o maturitate, în vinurile care au fost ținute corect în poziție și vinurile care au avut contact anume cu acest dop. Respectiv, aceste cristale se depun pe acest dop de plută. Este iarăși destul de frumos, destul de plăcut să vezi cum aceste cristale iar strălucesc în bătaia luminii. Chardonnay, Riesling și Alb de Oniscani. Chardonnay este marea majoritate acestui vin. 50% din acest vin este Chardonnay, 25% Riesling și 25% Alb de Oniscani. Soi local, 100% soi din Republica Moldova. Vinul vine din regiunea Valului Traian. Deci această regiune dă de regulă niște vinuri foarte, foarte, o climă călduroasă, deci respectiv vinurile sunt foarte, foarte fructate. Acest vin l-am putea asocia cu foarte multe bucate, inclusiv vinul este unul bogat, așa cum v-am spus că în această compoziție sunt trei soiuri. Respectiv, acest vin poate fi savurat inclusiv cu mâncăruri mai complexe. L-aș vedea perfect cu un tuna steak sau cu carne la grătar, din cauza că acest vin va rezista acestui pairing. Un vin care are un postgust destul de lung, un vin care iarăși se deschide, bogat, pentru cei care au timp și dorință, inclusiv ar putea să aereze acest vin și ce îl va face mult mai bogat și mult mai plăcut. Serviți cu plăcere și descoperiți vinuri noi. Sante! Noroc!